în orice zi de duminică e cam liniște în casa Mireasa, concurenții s-au plictisit toată ziua, am văzut că acum pe seară totuși au câteva activități, în casa fetelor le-a fost adus un joc, cred că se numește Roata Norocului și am impresia că este același joc și din sezoanele trecute, dar un joc foarte frumos pentru că țin minte Sabrina care este împreună cu Dima a spus că și-a cumpărat acasă acest joc și îl joacă împreună cu actualul soț. Și băieții și au găsit ceva de lucru, ei au inventat un teren de fotbal, l-au improvizat, au pus în sala de sport o funie care să fie delimitarea terenului fiecărei persoane și au găsit și o minge pe care să o folosească Casa se odihnește, pentru că de mâine cred că vom avea subiecte intense.